Hei bună, haideți să vă prezint covrigi de casă pe care eu cu Iani se am făcut, o rețetă de covrigi foarte simplă. O să vă pun ingredientele aici pe ecran ca să le vedeți mai bine. Aici vedeți și modul de preparare, cum ne-am jucat noi, n-am crezut că o să iasă, a fost prima dată când am încercat să îi facem. Cei drept au ieșit un pic cam grăsani, dar sinceră să fiu la ce gust au avut, nu m-a mai interesat aspectul sub nicio formă, i-am modelat cum am știut noi mai bine și după placul nostru, dar rețeta să știți că am respectat-o cu sfințenie și dacă o să o respectați și voi, o să vă iasă garantat. Apropo, aici nu scrie timpul de coacere, dar vă zic eu, 40 de minute la 180 de grade. Dacă doriți să încercați, vă rog să-mi lăsați în comentarii cum v-au ieșit vouă și eventual și la aspect. Ai mei au ieșit Țin cam grăsuți, dar merge. Poftă bună vă doresc și nu uitați să-mi spuneți dacă ați încercat și voi să faceți. Ia uitați aici cum arată. Copiii erau foarte, foarte, dar foarte nerăbdători să le dau să guste. Le explicam că arde și aici vă arătăm cât de pufoși au ieșit. Pa, pa! Poftă bună din nou!